Bună dimineața! Bună dimineața! Așa este tot, te zici în fiecare zi cu priveliște asta. Astăzi vă salutăm din Colibița. Colibița, Marea de la Munte, cum mai e cunoscută, și locul cu cel mai curat aer din țară. Da, se respiră foarte. Și chiar se simte. Adică eu, deși am nasul înfundat, tot pot să respir aici. Uitați ce priveliște. Priveliștea asta e de la hotelul Panoramic, care e cam cel mai cunoscut și cel mai renumit hotel de aici. O să vi-l arătăm mai încolo, pentru că aici suntem cazați. Și întâi o să mergem să ne înviorim așa de dimineață, sau cum se spune, să ne plimbăm pe lângă lac. Astăzi a ieșit puțin soarele. Cred că e prima oară când văd soarele de când am venit în România. Credeam că sunt, nu știu, în Marea Britanie. Bună dimineața, bine ați venit la Colibița, județul Bistrița, drumul până aici. Drumul până aici a fost de bas. Am deci, câteva cadre, poate ai? Le pot spune. Da? Din Vatra Dornei până aici au fost 2 ore, din care cel puțin o oră, bă, vis, deci vis, unul din cele mai mișto drumuri pe care am mers vreodată, cu niște peisaje extraordinare. Erau munți așa înalt. Și acum se vede? Copacii albi așa, deci nu, extraordinar. Pe o parte erau albi, pe o parte erau verzi. Deci, priveliștea, n-ai cum. Hai la plimbarea de dimineață, hai că am mult am stat. După aia vă arăt și hotelul, o să vă placă. Hai. Nu știu cât de adevărat e, dar am citit pe un blog undeva că doar în Alpii Elvețieni mai este aer atât de curat precum aici la Colibița. Nu știu dacă e adevărat. Ce zici? Tata, e aer curat. Poți să respiri. Mi s-a desfundat nasul. Dar nu am luat-o bine, Chris. Cred că nu era pe aici, da. Și primul lucru pe care să-l facem, o să coborăm la ponton acolo, pontonul hotelului, să ne apropiem de lac, să vedem de la... Să vedem de aproape. Să vedem de aproape. Iubesc lacurile. Pasiunea mea. Lacul e un lac artificial și se spune că Colibița, adică satul, comuna, ce-o fi, era aici, unde acum se află lacul, iar apoi au mutat oamenii pe dealuri ca să facă lacul care acum e deasupra localității anterioare, dacă are sens ce am zis, da? Deci oamenii trăiau aici, au mutat pe dealuri și au făcut lacul ăsta. Cred că ai nevoie de aproximativ 2 ore ca să-l dai o tură completă a lacului, cu mașina, atenție! Și pe acolo pe undeva e un baraj și sunt câteva insulițe artificiale așa pe mijloc, unde poți să mergi cu caiacul și chestii de-astea. Căsuța de acolo e cea mai văzută, când pui Colibița. A, poza, da. Îți apare pozele. Aia care se trimite ca vedere. Foarte faini. Și brazii de acolo din vârful dealului sunt albiți așa de câțiva fulgi din ea. Superb, superb, superb. Vă place? E fain, așa-i? Și liniștit. Și deși e mai mult o destinație de vară, după cum vedeți, poți veni și în iarnă, de exemplu, sunt plimbări cu sania trasă de cai, sunt o grămadă de drumeții pe care le puteți face pe aici, o grămadă de hike-uri și multe activități pe interior, e în piscină încălzită, la multe hoteluri, inclusiv aici unde stăm noi, toate cele, saună, liniște. Hai să mergem să ne mai plimbăm un pic, vedem ce mai găsim. Foarte fain, foarte, foarte fain. Deci când am ieșit noi erau minus, undeva la minus 5 grade când am ieșit pe balcon, nu știu câte sunt acum, dar aseară am lăsat niște apă în mașină. Am ghețat apă o mașină bușilor. Da. Deci. Au? Nu a fost idee bună asta. Care nu-mi place la Colibița deloc, e chestia asta, cel puțin aici. Vezi, nu poți să te duci să te plimbi neapărat pe jos nicăieri, pentru că e direct șoseaua și după aia partea care e pe lângă lac, sunt diferite unități de cazare care au bucățica lor, știi? Și dacă vrei să
mergi efectiv pe lac, trebuie să te cazezi la vreo 10 hoteluri ca să te lase să treci prin poarta lor. Da. Asta mi se pare că nu e ok. Dar practic nu există niciun drum pe lângă să te plimbi. Păi da, pentru că fiecare și-a luat porțiunea lui. Dar ce o potecă frumoasă și te plimbai cu, poți să te plimbi pe lângă Blești, pe lângă multe alte lacuri. De exemplu, acum trebuie să iei mașina să te duci să te plimbi. Asta e singurul care nu-mi place, da? Colibița era de mult pe lista mea, de mult am văzut-o. Am aflat Colibița cu vreo 2 ani, habar n-aveam, mai ales că noi nu am trăit în România. Mi se pare fantastic locația și drumul încoace, din Vatra Dornei până aici, deci mama mea, la drumul ăla trebuie condus numai așa, că n-ai ce face, vii și pleci. Ți-am spus de poveste. Da. Uai. După vin la patinoare aici. Și am venit cu mașinuța frumos, am mers 10 minute și am ajuns la coada lacului. Aici, unde e și înghețat pentru că e mult mai mică apa. Opa, nu e înghețat. Că nu e înghețat de tot. Interesant e că am văzut niște poze, lacul în iarna zdravână, care probabil e undeva prin februarie, îngheață tot și vin oameni la copcă frumos, pac pac, la pescuit, fines. Wow, ce era să cadă dintr-un picior. Și acolo, vedeți, sunt niște oameni cu camperul. Mă duce până în canal să-mi iau camperul, să vin cu el aici. Da, înghețat tot. Îți place, iubita? Iau la fugă. Iau la fugă. Nu, mersi. Hai să mai aruncă să-mi apă unde. Hai să-mi care aruncă cel mai tare, vrei? Nu. Nu că sunt răcit, joci în avantaj. Dar de construi, nene. Ba, băiatule, păi dacă în 20 de ani nu o să mai fie nici atâta bucată de pământ aici. Deci sunt construcții peste construcții, peste tot mai sus pe deal, tot mai sus pe deal. Uitați-vă acolo. Și aici. Superb. Aici sunt niște căbănuțe foarte micuțe, dar foarte frumoase. Foarte de gașcă. Da. Și cred că aici e să vii să pescuiești și să stai cu cortul. Da. Cred. Da. E o zonă mai chileană. Dăm la copcă. Trebuie să ne cumpărăm o săcură întâi. Ăsta nu mă mai lasă să plec. Bă, dă-te bă de acolo. O vine supus aici în dreapta. Ce faci, băiatul? Ce faci? Frumusile în fața mașinii. Nu știu cum e. E până la roată pe aici, bărda asta. Ce-i? Ce-i băiatul? Lasă, mă duc undeva, nu știu unde. Hai, plecăm? Bye, bye. Uite, mă, dar ții foarte cu minte cu de condom. Ce-mi întâlnești? Nu cred așa ceva. Bă, ce-ai, mă? Dați-mă ceva, n-aveți ceva. Păi, dar n-avem ce să-i dăm, că n-avem... Taxă de drum, taxă de șmecher, ce să-ți dau? De... Ce, mă? Ceva, bă, cățel, stai. N-am numai zacuscă, dacă vrei. Cățelule, pâine nu-ți trebuie. Bă, da, uite că tu trebuie, e bună, da. Ai mâncat pâine? Aaa, din mână vrei, nu de pe jos. Băi, aici, mă, s-o pus, bă, în drum, pe jos, băi. Bă, nu mai fugi după mine, bă, că mă rup, nu pini, bă, bă. Uf, Doamne. Unde-i? Fuge, mă, după mine. Și Raluca a vrut să o aduc la aripi. Și am găsit aripi. Mă, Doamne, cum e mașina. Doamne, cum e mașina. Vai, ne-am apropiat de niște trasee de astea, trekking era drumul mai mocirlos pe acolo. Și acolo sunt aripile, nu știu dacă le vedeți, acolo. Și trebuie să mergem să-și facă fata poze, nu? Vara, superb, trebuie să fie aici. Și acum superb. E superb, și acum e superb. Da, acum, dar mai acum e cu mocirlă, mai... cu oastea, dar totuși e frumos. Păi aici vara. Cred că e plajă, vara se amenajează o plajă ceva, mă gândesc. Ia uite. Doamne, mi-a rupt sufletul câinele ăla.
să spuneți că sunt nebun, dar eu tot prefer acum. Când văd toți brazii ăia cu zăpadă pe ei și sunt răcit și sunt bolnav, dar totuși, tot am ieșit afară. Mi se pare extraordinar. Și calitatea aerului, frate, de când eram mic și mergeam la munte la mine acolo în Valea Jiului, n-am mai simțit aer așa. Care chiar se împrăște tot corpul. O să fac o poză cu aripile să-mi iau vântul, să-mi iau zborul, nu vânt. Uite câte cazări, deci mie asta mi se pare extraordinar. Câte unități de cazare se fac aici, eu nu știu unde mai trăiesc oamenii. Am văzut acolo în sat, era o biserică, dar uite, diferent. Sunt toate astea de aici, care arată superb. Toate alea, asta care e în construcție, toată coasta cum ar veni, efectiv tot, nu e nicio bucățică de pământ liberă. Și după ce am terminat, după ce am trecut de lac, deci l-am lăsat în spate, la fel, toate dealurile împânzite de vile care se construiesc. Și am văzut una care, aici, nu știu ce construia omul acolo, dar era herghelie de cai, nu știu ce făcea, foarte mare. Și pe partea altă la fel, uite, pune camera încolo. Deci nu există loc care să fi rămas așa, pur. Foarte fain, foarte fain. Mă întreb la ce se gândesc bătrânii satului, care au văzut satul ăsta fiind un sat oarecare și acum transformat în asta. În huts și resorturi și all inclusive și toate ce. Ce frumos e să... Mie nu-mi place chestia asta. Deci, e numai gard și nu poți să vezi lacul. Stai că nu vezi acum. Îl văd acum? Ia să pa! Nu l-am văzut. Unde era lacul, era gard. Te uiți tu la lac așa când vrei. Vrei să vezi lacul, te cazezi și plătești. Te uiți tu când vrei tu la lac. Iată. Hai să vedeți cum arată o cameră de hotel aici, la Panoramic, Colibița. Deci, n-ai cum. O să încep prin a vă arăta terasa noastră și o să ies desculț, deși n-ar trebui, dar fiți atenți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pași și încă sunt la mine în terasă. Uitați-vă și voi cât de mare poate să fie. Și ghiciți ce e ăla, ce e ăla, iubita? E doar un jacuzzi. Doar un jacuzzi, așa e. Doar așa. Așa. Avem aici frumos. O măsuță cu o scrumieră. Asta se bucură, Neapal se bucură de chestia asta. Terasa asta e așa de mare încât aici poți să mai faci... Încă o cameră. Două! Și cu priveliște asta n-ai cum. Deci n-ai cum. Avem aici living-ul. Apartamentul ăsta e pentru 4 persoane și costă undeva la 250 de euro pe seară. E pentru 4 persoane. Ăsta se deschide, se face pat. Să le deschidem după aia seara și pat mare și confortabil. Pentru că am dormit 6 seara aici. Aici avem o masă, bucătărie complet echipată. Ai tot aici frigider, tot ce trebuie, espresor și blender. În câte locuri ați văzut blender să-ți faci smoothies? Șemineu, bineînțeles. Da, șemineu. Care, ce crezi? Noi ăștia mai de la țară. Dă și căldură, adică nu e șemineu pe bune. Nu e dar dă și căldură. Așa, aici dormitorul principal. Deci totul e impecabil. Impecabil. La detaliu. Prosoape. Știți cum vă treziți dimineața aici? Știți cum vă treziți dimineața aici? Cu priveliște la lacul Colibița. Și mai sunt încă ceva. Visuri oricărei femei. Voila! Dresor. E o cameră doar cu dulap, oglindă. Te machiezi aici. Asta e bine pentru noi că nu stăm mult în fiecare locație, așa ne băgăm toate chestiile aici, pac, și gata. Seif. Aici e intrarea cu două oglinzi mari. Și baia. Thank you.
Sunt diferite camere aici la panoramic, puteți să alegeți între diferite camere. Astea sunt cumva cele mai premium, cele mai mari, și cu jacuzziu. Este cinematograf, este piscină încălzită sus, în aer liber încălzită, tot anul, o să mergem după aia. Este saună. Saună, Xbox, două televizoare cu Xbox-ul. Sala de masaj. Două masaje incluse pentru fiecare oaspet. O să vă arătăm, o să urcăm după aia să vă arătăm, pentru că ăsta e un mini oraș în Colibița. Hotelul ăsta e un mini oraș. Patinoar, restaurant, mic dejun inclus, poți să faci cine inclus. Astăzi am luat cine aici. Vă arătăm tot conform avansează ziua. Dar până atunci o să stau și o să mă uit la lacul ăsta până nu mai pot. M-au convins cumva să ies la patinat aici, în fața hotelului. M-au convins cu niște cârnați, pentru că acolo este și un grill și mi-au comandat niște cârnați cu cartofi și mi-au dat la schimb, adică m-au șantajat cu cârnații. Înțelegeți voi? Es mi novio. Tu să ia o recunosc peste tot. Ah, ce fain. Ce fain, lasă-mi foc, geaca. Deci ieri era efectiv full tot aici, pentru că era duminică. Astăzi, luni, practic avem toată chestia asta pentru noi. Bine, camerele mai sunt ocupate, dar aici, partea de jos, cu patinoarul, și sunt sigur că nici la piscina de sus nu sunt foarte mulți oameni astăzi. Și e bine să fii și în zilele în care nu vin restul, că te bucuri de totul pentru tine, așa? Nu știu, Taro. Au mâncat băieții, dar n-ai văzut de alea. Le ia din aer, ia uite. Mamă, mi-au rupt fâșul de 90 de lei intrarea pe patinoar și închiriere, două patine, două persoane, mi-au rupt coloana, două. Ce ai pe burta? Vreau să-ți spargi gratis? Vreau să-ți spargi gratis? Vai, zreci. N-am mai patinat, deci am patinat literalmente o dată în ultimii... În ultimii 20 de ani, o dată? N-a fost la cap. Păi da, aia, atunci, de atunci... Atunci mi-ai arătat puțin. Da, stai să văd dacă mai știu eu, că ți-am zis, nu m-am mai suit de când eram copil. Hai ca să zici că e ca bicicleta, nu ești niciodată. Da, treabă pe mința biciclista. Plasați-vă pariurile, eu am cotă 2,60, că pic, la loc are 1,04, nu faci mare. Uuu, azi că mergi pe tocuri, stai. Exact asta am zis și eu, chiar ca atunci când mergeam pe tocuri, mă simt. Mă, că am dansează în picioare, da. Spăta astea de când eram mic, ce o căuta eu aici? Ce? Să merg pe patin. Pic, imediat. Cristi, cum mergi? Stai un pic, să-mi revin un pic. Ține-te acolo până revin eu un pic. Mă, n-ai cum, mă, că înainte eu știam să merg. Eu înainte mergeam bine. Cine a zis că nu se uită, o mințit. Bă, du-te. Ia. Mamă, ce m-a înghețat picioarele în patine. Calo. Dar de ce-ți scos cura, fă? Stai să vin și eu în spate. Pântă ea. Mă, picioarele drepte, așa. Și fă. 1, 2, 1, 2. Mamă, ce mi-a înghețat picioarele pe patine, ioi. Dar i-am descurcat bine, bravo, da, Luca. Nu mi-am spart ochelarii, deci e un plus. Ești pe plus. Da, dar în schimb, mă dor picioarele. Lasă, cum te bagi în jacuzzi. Așa, da. Ori dezghețați scările, băieții. Mi-am adus aminte de o șmecherie, ce să avem pe aici. Că ne întoarcem, uite așa, într-un picior, dar ce mă întreb, ia uite pe asta. Uite, în spanac, că mi-a revenit. Cum am mică, deci cum suntem toți, zici că suntem o sectă, uite-te, ești. Bivolarul, ediția 2.0. Merg la piscină. Eu m-am obligat, ca de obicei. Dar hai să vă fac un tur, ce e pe aici. Hai, secta lui Bivolarul, toți în albi aici. Aici. Uite,
Aici, la etajul 3, avem... Mă, că nu folosește nimeni, văd. Dar poți, dacă vrei. Sala de cinema, vedeți proiectorul acolo. Ți-ai mi-a luat și căciulă? Mi-a luat și căciulă, da. Și de asta am venit azi și nu ieri, pentru că nu e nimeni. Un bar. Ai ăsta, aici, masaj. Ai jumătate de oră inclusă în prețul camerei, ceva de genul. Ați văzut Dragon Ball? Era Goku, un ăla să se recupereze. Așa sunt la masaj. PlayStation aici, dacă vrei să te joci. Aseară era o grămadă de tineri care se jucau aici. Și piscina încălzită tot anul. Inclusiv acum. Și pe afară sunt -7. Hai că aici e bine, dar acolo afară e rău de tot. Am ieșit să iau telefonul să vă arăt și vouă. Ne-a înghețat sufletul. La Rauli s-au aburit ochelarii că nu mai are apă de lentile. Eu sunt în ceață pe bună. Și în Colibisa, de exemplu, pe lângă faptul că multe locuri nu ai semnal, nu este farmacie. Uite, lucru bine știut, dacă vă gândiți în Colibisa, să vă luați chestii de care aveți nevoie. Apa are 28 de grade și adâncime de 1,5 metri. Și eu sunt chiar, mi-am înghețat mâna, adică trebuie să stau aici, așa ca să nu fie frig. Ce stai atât de liniștită, nu? Sclănță-ne dinții. Ha? De ce stai așa de liniștită? Se vede că noi din familia asta, nu uite cum stăm aici, n-avem curăț să ieșim la frig. Și bineînțeles că după piscină, haide că e cald. În somn. Regita? Da, eu m-am schimbat că am crezut că gata s-a terminat partiul, dar acum începe partiul la noi pe terasă pentru că... Am reușit să descifrez cum să-i dau capacul jos ăsta. Tu, da. Ia uite că i-am dat și cu lumânici. Așa, haide. Și... Eu stă patanul scoții. Eu acolo am patinat înainte. Da, evita. Te rog frumos să-mi deschizi și umbrela pentru că e prea mare soarele. Mă deranjează. Te deranjează soarele? Da. Te bate în ochi? Mi-am luat portofelul. Profităm de toate astăzi, că de mâine pornim la drum iară. Haide. Eu trebuie să mă schimb din nou. Deci, dacă vreodată veniți în Colibița, nici nu mai are sens aici. Vă recomandăm cu tot dragul să veniți, stați aici. Ăsta e genul de loc unde dai un ban, dar știi pe ce-l dai, tata. Deci totul, de la staff până la servicii, e extraordinar. Hai, ne vedem în următor. Pa!